Bună dimineața, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Laura Cotruța Chioveși nu va ajunge astăzi aici la Consiliul Superior al Magistraturii. Aseară le-a trimis o cerere în acest sens celor de aici, de la CSM, spunând că din motive obiective nu mă pot prezenta astăzi. Cu siguranță că ședințele se amână pentru că sunt două acțiuni disciplinare astăzi ce trebuiau judecate. Vedem dacă Marius Iacob, pentru că și domnia sa este în această speță, va veni sau nu va veni astăzi aici la Consiliul Superior al Magistraturii. Vorbim așadar de cele două acțiuni disciplinare, două dintre multele acțiuni disciplinare deschise pe numele Laurei Codruța Chioveși. Astăzi trebuia să se discute speța cu înregistrările, cu decapatul în dosare și cu acel comunicat de presă dat de către biroul de presă de la Direcția Națională Anticorupție, un comunicat de presă în care au fost inserate pasaje din anumite convorbiri de la Unitatea de Elită DNA Ploiești. Spuneam că se amână așadar termenul de astăzi cel mai probabil. Urmează să aflăm și care este motivul pentru care Chioveși nu a putut să se prezinte. Cu siguranță că poate e ocupată, să spunem așa, cu interviurile, cu dosarul și cu candidatura sa pentru funcția de procuror în cadrul parchetului european. Vedem și acolo care sunt criteriile ce o recomandă și care sunt persoanele de la noi din țară ce o susțin pentru Chioveși pentru această funcție. Asta având în vedere că, iată, și la acest semn are acțiuni disciplinare și la Curtea de Apel București este un dosar, iar la Secția pentru Investigarea Magistraților și sunt și acolo câteva plângeri ce o vizează pe Laura Codruța Chioveși. Mulțumesc foarte mult, Rox!